Locuitorii din Boiana uitaseră ce înseamnă o piesă de teatru sau un spectacol artistic după ce lacătul a fost pus pe ușa centrului cultural din sat. Dorința că va fi redeschis, iar oamenii nu vor mai străbate kilometri întregi până în orașele vecine, a devenit realitate. Primăria Ovidiu a demarat lucrările de renovare în baza unui proiect finanțat din bugetul de stat. S-a schimbat absolut tot. De la structură, pereți dați jos, acoperiș absolut tot pe interior. A fost făcut pe o anumită porțiune chiar și un etaj unde avem un spațiu pentru bibliotecă, că acolo nu aveam bibliotecă, sală de lectură, centru de calculatoare pentru copii. Sunt copii de la țară, dar să știți că satul Poiana se dezvoltă foarte, foarte frumos. Sume importante au fost investite și pentru renovarea Centrului Cultural Elena Roizen din Ovidiu, asigurându-se toate condițiile necesare pentru promovarea culturii și a tradițiilor. Din ce am discutat cu constructorul zilele trecute, undeva la 1 octombrie, deci într-o lună de zile, estimăm să terminăm cele două lucrări. De data aceasta nu vorbim de bani europeni, ci de bani de la bugetul de stat, încă o dată, nu bani de la bugetul local, ceea ce este foarte bine. Investiții pe fiecare locație, și cea din Ovidiu și cea din Poiana, de aproximativ 12 de miliarde de lei vechi. După redeschidere, centrele culturale vor dispune de spații moderne dedicate lecturii, săli de calculatoare și săli de spectacole.